Numele meu este Anca Grad și astăzi vom rezolva niște probleme specifice reprezentărilor grafice și aplicațiilor. Iar dacă ajunge studenții noștri la matematică sau matematică informatică, vorbim mai multe despre acest subiect și în cadrul cursurilor de analiză din semestrul întâi. Pentru că aceste consultații sunt menite să vă ajute pe voi în rezolvarea corectă a problemelor, bineînțeles, de la admitere sau și altor probleme pe care probabil le mai găsiți pe la olimpiade sau pe la bacalaureat. Aș dori să facem aceste consultații interactive, așa că dacă aveți întrebări, eu vă rog liniștiți să... Întrebări referitoare la acest subiect, vă rog liniștiți să adresați aceste întrebări. Pe parcurs vă voi întreba și eu diverse aspecte, astfel încât acolo unde vă este clar să nu insistăm prea mult asupra unor lucruri și acolo unde vi se pare că ceva ar mai trebui explicat să dăm exemple concludente. Da? Și acum, din punctul meu de vedere personal, acest subiect al reprezentărilor grafice este o încununare a eforturilor pe care elevii le fac în clasa 11-a, în momentul în care intră în contact cu analiza matematică, se obișnuiesc cu șiruri, limite, funcții derivabile, proprietățile funcțiilor derivabile și la final, apoteotic, ajungem să putem să reprezentăm grafic funcțiile, utilizând tot aparatul pe care l-am pregătit atent în spate. În momentul în care voi ajungeți la noi la facultate la admitere, în varianta actuală aveți niște întrebări grilă cu patru variante de răspuns, dintre care cel puțin una este adevărată și nu toate patru pot fi adevărate în același timp. Cam așa funcționează sistemul actual. Dar nu aș vrea să credeți că în redactarea unor astfel de probleme, noi avem în minte chestiuni care seamănă cu variantele de bacalaureat ca ideologie, în sensul că noi nu pornim de la modelele care există sau pe care le-ați găsit pe site sau pe care le-ați văzut anul trecut, ci pornim de la noțiunile pe care dorim să le testăm. Și atunci noi nu vom construi un exercițiu de examen, să zicem, haide să semene cu cel de acum 3 ani, acum 2 ani, ci ne vom gândi ce dorim să evaluăm sau să verificăm prin intermediul exercițiului respectiv. Și problemele pe care le vom aborda astăzi vor fi tocmai din perspectiva aceasta, să înțelegeți cum noi, profesorii, gândim problemele la examen și cum ar trebui și voi să le abordați, da? Să vă gândiți în momentul în care vedeți formularea unei probleme, nu să săriți foarte automat și să o încadrați într-o categorie, dar să știți așa o arie mai largă de aplicații care ar putea să apară conectate cu subiectul respectiv. Da? Pentru primele 3-4 minute de început, aș dori să fac o recapitulare foarte rapidă a etapelor care intervin în reprezentările grafice ale unei funcții, pentru că fiecare etapă în parte, de fapt, poate constitui un punctuleț, un subpunct din acela micuț, care apare ca și soluție sau o variantă de soluție a unei probleme de la admitere. Și atunci, împreună cu voi, aș dori să facem această recapitulare foarte rapidă. Deci, în primul rând, se introduc punctele importante de pe tabel în următoarea ordine. Prima dată vom verifica intersecția funcției cu axele de coordonate, da? Îmi poate spune cineva ce ecuații matematice verific în momentul în care testez intersecția unei funcții cu axele de coordonate? f de x egal 0 și f de 0. Exact. Deci,
pentru x egal cu 0, trebuie să-l calculez pe punctul f de x, f de 0, da? Și pentru y egal cu 0, nu? Voi obține ecuația f de x egal cu 0. Aceste intersecții ale funcției cu axa de coordonată pot fi nule, adică pot să nu am intersecție cu axa de coordonată, la fel de bine pot să am o infinitate de puncte de intersecție. Mai apoi, urmează să studiem asimptotele funcției. Câte tipuri de asimptote întâlnim? 3. Așa. Cu care începem studiul, dacă se poate? Orizontală. Cu asimptotele. Acum, eu de obicei încep cu cele verticale și oblice, dar putem să începem și cu cele orizontale, da? Deci, hai să zicem că începem cu asimptotele orizontale. Când se justifică studiul acestor asimptote orizontale? Tot timpul sau doar pentru anumite funcții? Ce ziceți voi? Doar dacă minus infinit sau infinit aparțin mulțimii punctelor de acumulare ale domeniului funcției. Hai să zicem că noi operăm cu o funcție f definită pe domeniul D cu valori în R și acest D' este mulțimea punctelor de acumulare ale domeniului. Îmi puteți spune voi ce este această mulțimea punctelor de acumulare sau ce știți despre ea și de ce este importantă? Ați auzit măcar că există o astfel de mulțime? Reprezintă punctele cu vecini extrem de apropiați, nu știu dacă zic. Vă zici corect, da. Deci cam asta înseamnă. Înseamnă că, de fapt, mulțimea D conține intervale de forma minus infinit o constantă, atunci când minus infinit aparține lui D' sau constantă infinit, atunci când infinit este un punct, un astfel de punct de acumulare. Matematic, bineînțeles că ea are o definiție structurată, dar ceea ce trebuie voi să înțelegeți este că noi reușim în astfel de puncte să ne apropiem cu o limită, fie către infinit, fie către minus infinit. În celelalte cazuri în care nu avem astfel de limite, nu se justifică studiul acestor asimptote, nu? De ce? Pentru că el înseamnă că noi, de fapt, calculăm o limită când extinde către minus infinit din f de x, nu? Și există mai multe situații pentru limita aceasta. Îmi spuneți voi care sunt aceste situații? Păi, ea există și este finită, nu? Dacă există și este finită, există, este egală cu un a, care este un număr real, atunci dreapta de ecuație y egal cu a este o asimptotă orizontală către cine? Către minus infinit, așa-i? Alt caz pentru limita aceasta, care este? Să nu existe deloc, nu? Nu există limită. Dacă ea nu există, atunci nu există asimptote orizontale, corect? Și îmi puteți spune celălalt caz? E infinit. Exact. Ea există, dar este infinit. Și în momentul în care ea este. Dar nu, este plus sau minus infinit. Adică există, dar nu este un număr real. Atunci, ce
pas trebuie să abordăm? E ramura pe care ajungem la? La cea oblică. La asimptote oblice, da? Nu neapărat există, dar măcar le testăm existența. Cum? Păi calculând două limite, dacă e cazul. O limită când, când x tinde către infinit din f de x pe x. Și și aici mergem pe două ramuri, nu? Limita asta poate să existe și să fie egală cu un m, număr real. Și dacă există, ce se calculează în continuare? Numărul n? Numărul n, adică de fapt noi analizăm o limită când n tinde către infinit din f de x minus m ori x, nu? Și da. Încă o dată avem o limită. Limită care, dacă există și este un număr real, atunci dreapta de ecuație y egal cu m ori x plus n va fi o asimptotă oblică către minus infinit, nu? Dar această limită uneori nu există, nu? Și atunci, dacă nu există, ce se întâmplă? Nu există asimptote oblice. La fel de bine, putem să concluzionăm același lucru dacă limita lui f de x pe x nu există, nu? Ea nu există, nu există asimptote oblice. Bun. Și bineînțeles că acest procedeu se repetă similar în cazul în care limita lui f de x, când x tinde către infinit, este luată în considerare. Da? Ce ne oferă practic aceste asimptote? Niște încadrări ale graficului nostru, da? Niște margini. Următorul aspect este cel al asimptotelor verticale. În ce puncte se studiază asimptotele verticale? Puncte de acumulare din R. Se studiază în puncte de acumulare în R, în puncte din D' intersectat cu R. Ai dreptate, dar mai trebuie să excludem ceva. Care nu sunt cum? Puncte în care funcția este continuă. De ce? Oare? Ce știți voi despre o funcție continuă într-un punct care e și un punct de acumulare? Dacă o funcție este continuă într-un punct, există limita funcției în punctul respectiv și este egală cu valoarea funcției acolo, da? Și atunci nu se justifică să calculăm limite laterale în punctul respectiv dacă noi știm de la început că limita există și ce valoare are. Deci se justifică să încercăm să vedem astfel de limite doar unde e cazul, da? Și atunci, hai să zicem că A este acest punct care aparține lui D minus C intersectat cu R. Ce studiem pentru el? Două limite, nu? Care limite? La stânga și la dreapta. Așa. La stânga din f de x, nu? Și dacă și limită la dreapta din f de x. Bun. Și atunci, bineînțeles că în astfel de situații, obținem diverse concluzii. Dacă prima limită există, nu? Și este cât? Plus sau minus infinit. Atunci,
Dreapta de ecuație x egal cu a este asimptotă verticală la stânga în punctul, la graficul funcției, da? Și dacă cea de-a doua limită există și este egală cu plus sau minus infinit, atunci dreapta de ecuație x egal cu a este o asimptotă verticală la dreapta. Da? În sensul că dă chiar așa o îngrădire paralelă cu axa OY. Bun. Cel mai mult descris a fost în această etapă. După care studiem paritatea, da? Paritate. Da? Pentru funcțiile pare, știm că avem o simetrie față de cine? Față de axa OY. Așa. Și pentru funcțiile impare ce avem? Simetrie față de origine. Simetrie față de origine. Aici să fiți atenți că poate vă așteptați ca una să fie simetrică față de axa OY, cealaltă să fie simetrică față de axa OY și nu e chiar așa. Bun. Și bineînțeles că de la început trebuia să stabilim și mulțimea asta de continuitate, dar am vorbit despre ea. Ok. Etapa a doua este studiul derivatei de ordinul întâi, nu? Și atunci, pentru început, trebuie să determinăm D1, care este domeniul de derivabilitate, nu? Semnul derivatei de ordinul întâi, bineînțeles, ne va conduce înspre determinarea intervalelor de monotonie, dar noi avem nevoie de soluțiile ecuației f de x egal cu 0, care sunt punctele critice, candidați pentru ce? Pentru punctele de extrem. Da, candidat doar, da? Nu validat ca fiind puncte de extrem local, nu? Și, bineînțeles, am zis că monotonie o studiem. După ce studiem monotonia, ajungem și la niște puncte foarte importante, care se numesc puncte unghiulare sau cum? Sau de întoarcere. Sau de întoarcere. Care sunt punctele alea de întoarcere și unghiulare? Ar trebui ca măcar una din derivatele laterale să fie infinit? Așa. Sau minus. Deci, punctele unghiulare sunt cele pentru care există ambele derivate laterale și cel puțin una este cum? Este finită. Exact. Și punctele de întoarcere sunt cele pentru care există f'S și f'D, dar cum sunt? Dar sunt infinite și diferite. Da? Bun. Ele ne vor arăta așa diverse chestiuni pe graficul funcției și a treia etapă este cea de calcul al derivatei de ordinul 2. Bineînțeles, avem și acolo un domeniu de derivabilitate de ordinul 2. Avem nevoie și de soluțiile ecuației f derivat de x egal cu 0. Pentru a stabili intervalele acestea, când funcția este convexă sau concavă. În momentul în care într-un punct A din D2 are loc o schimbare de semn, ce se întâmplă? Cum se numește A? Punct de inflexiune. Așa.
Și dacă nu are schimbare de semn, mai oare știți cum se numește? Sau n-ați învățat? Are o denumire destul de pitorească, așa că vă scriu aici. Dar nu trebuie neapărat să o rețineți. Deci dacă nu are loc o schimbare de semn, a se numește punct ondulat sau punct de ondulare al graficului. Bun. Deci toate aceste lucruri care vă spuneam, eu fac așa o imagine completă asupra analizei de clasa 11-a, vin și ne conduc pe noi, profesorii care facem subiecte, să formulăm diverse variante de subiect. Și atunci eu voi începe așa, cu următoarea formulare. Considerați funcția f de x egal cu cosinus de x minus modul de x. Și pornind de la această funcție, vă voi expune trei modalități diferite de formulare a cerințelor. Da? Deci, analizați următoarele variante. În varianta 1, A mic ne spune că domeniul de definiție este egal cu domeniul de continuitate și este egal cu domeniul de derivabilitate. Nu? La B mic, varianta 1 ne spune că ecuația f de x egal cu 0 are o infinitate de soluții reale. La C, dreapta de ecuație y egal cu 1 este asimptotă orizontală la graficul funcției. Demicuț ne spune așa. Graficul funcției are o infinitate de puncte de inflexiune. Cam asta ar trebui să rezolvăm. Acum, eu vă voi da toate cele trei variante de subiect care pot porni de la o asemenea problemă, dar, bineînțeles, se pot formula cu mult mai multe. La varianta a doua, avem așa. Graficul este simetric față de axa OY. La B mic, F are o infinitate de puncte unghiulare. La C mic, dreapta de ecuație Y egal cu X plus 1 este asimptotă oblică la graficul funcției. La D mic, ecuația f de x egal cu minus 4 are exact două soluții reale bineînțeles că mai mult de atâta nu are rost să scriem acolo. Și a treia variantă de răspuns de probleme. Vă pun chiar aici ca să nu, ca să le aveți pe toate în față și să ne fie mai ușor să le apenea. Graficul funcției f are o infinitate de tangente paralele cu axa OX. La B mic.
F nu este derivabilă în 0. La ce mic? F este pară. La D mic. F are o infinitate de puncte de optim local. Ok. Deci, cam astea ar fi trei variante de subiect la care m-am gândit pornind de la o funcție simplă. Și acum, întrebarea este, ce faceți voi, studentul care are pe lângă problema asta încă alte 23 de rezolvat? Nu o să vă apucați să faceți un studiu sistematic, așa cum le-am descris noi la început, cu toate cele trei etape și subpunctele pe care le avem. Dar îl aveți în spate, îl aveți ca rutina care rulează acolo în memoria de mare capacitate și în memoria inconștientă și luați din acel algoritm chestiunile de care aveți nevoie. Da? Și acum, pornind, eu vă mai scriu încă o dată funcția. F de x egal cosinus de x minus modul de x. Ea se împarte pe două ranguri, nu? Cosinus de x minus x în momentul în care x este mai mare sau egal decât 0 și cosinus de x minus minus x în momentul în care x este mai mic decât 0. Și atunci avem așa, cos de x minus x cu x mai mare sau egal decât 0 și cosinus de x plus x când x este strict mai mic decât 0. Considerăm subiectul întâi, hai să vedem ce ne cere A. Îmi puteți spune care este domeniul de definiție a acestei funcții? Asta ne cere A. Domeniul de definiție al acestei funcții. R. Domeniul de definiție este R. Nu? Am putea avea probleme cu oricare dintre funcțiile mai mici care intervin în formulare, dar aici nu e cazul. Cosinul este definit pe R, modulul e definit pe R. Deci domeniul este R. Cine este mulțimea punctelor în care funcția este continuă? R. Da. Doar că aici, bine, dacă sunteți la grilă, îl scrieți pe R și treceți mai departe. Dacă n-ați fi la grilă, aici ar trebui să faceți o limită, nu? Adică pentru a studia exact domeniul ăsta de continuitate, de ce aveți nevoie? Păi știți că funcția este continuă pe intervalul minus infinit 0, respectiv 0 infinit, ca și o compunere de funcții continue, nu? Problema se pune în punctul 0 și în punctul 0 trebuie să calculați limită la stânga, nu? Care e cos de 0, cos de 0 este 1 minus 0, ne dă 1. Din fericire, e egală și cu limita la dreapta, nu? Din f de x de x, pentru că acolo avem 1 plus 0. Și este egală și cu f de 0. Atunci funcția noastră este continuă și în acest punct micuț x egal cu 0. Ok, deci domeniul de continuitate este în regulă. Mai avem de verificat domeniul de derivabilitate, da? De 1. Ce ziceți voi despre acest domeniu? R fără 0. R fără 0, da? De ce, Adrian? Ariane, scuză-mă. Păi derivăm pe ramuri și în 0 o să fie diferite la stânga și la dreapta derivatele. Așa. Deci f derivat de x este minus sinus de x minus 1 când x este mai mare decât 0, minus sinus de x plus 1 când x este mai mic decât 0 și facem fie cu ajutorul consecinței teoremei lui Lagrange, nu? Sau efectiv cu definiția limită când x tinde către 0 și x mai mic decât 0 din f de x minus f de 0 supra x minus 0
Nevada. Cosinus de x minus x minus minus 1, nu? Supra x, care este o limită când x tinde către 0 și x este mai mic decât 0 din cosinus de x minus 1 supra x și minus 1 separat iese ca o constantă. Și limita aceasta este o limită de formă 0 pe 0, nu? Și dacă îi aplicăm un L'Hôpital, vom obține că este un minus sinus de x supra x, care va fi minus 1. Pe când în momentul în care facem limită la dreapta, nu? Obținem 1. Cele două fiind diferite, înseamnă că 0 nu este un punct din acest domeniu de 1. Și atunci, care este concluzia relativă la acest A? Că nu e adevărat, nu? Deci nu e o variantă bună de răspuns. Ce dorește BU de la noi? Să vedem câte soluții reale are ecuația f de x egal cu 0. Și sunt chiar curioasă ce îmi spuneți. Ce ziceți voi? Deci, la B trebuie să studiem numărul de soluții reale ale ecuației f de x egal cu 0, care înseamnă, de fapt, că cosinus de x egal cu modulul lui x. Nu? Ia ziceți-mi ce trece prin mintea voastră în cazul ăsta. Grafițele celor două suprapuse și să vedem intersecția? Corect, Daria. Exact, aici intervin graficele celor două. Înainte să ajungem să facem graficele celor două, putem remarca că vorbim aici de funcția cosinus. Și atunci funcția cosinus de la început aparține intervalului minus 1, 1, corect? Și înseamnă că dacă cosinus de x aparține intervalului minus 1, 1 și acest cosinus de x în același timp este egal cu modul de x, care este mai mare sau egal decât 0, înseamnă că cosinusul va trebui să aparține intervalului de fapt 0, 1, nu? Și când aparține cosinusul intervalului 0, 1? Între 3 pi pe 2 și pi pe 2. Da, sau putem să scriem și simetric față de origine, da? De la minus pi pe 2 la cine? La? La 0. La 0, da? Reunit cu cine? Păi și cu 0 pi pe 2, nu? Că și acolo este între 0 și 1. Doar că schimbă monotonia, da? Deci x-ul va fi, de fapt, între minus pi pe 2 și pi pe 2. Din restricția asupra cosinusului. Dar, din nou, modulul lui x fiind mai mic sau egal decât 1 și mai mic sau egal decât 0, automat înseamnă că x-ul aparține intervalului minus 1, 1. Da? Și atunci din cele două, înseamnă că de fapt pe noi intersecția ne interesează doar în intervalul acesta minus 1, 1, care e cel mai mic dintre cele două. Adică nu are rost să facem reprezentare grafică amplă și pentru cosinus și pentru modul de x, că noi trebuie să ne limităm doar la intervalul acesta minus 1, 1. Nu? Și atunci, în momentul în care
x este egal cu 0, cosinus de x va fi 1, urcă aici pe grafic, nu? Când x-ul este minus 1, cosinusul este 0, nu avem așa frumos buclea aceasta de... de la un semicerc ar fi. Și îl reprezentăm pe modul de x. Cum arată modul de x? Ca un V, așa, ca un V. Exact. Dacă suntem la testul grilă, nu trebuie să facem nimic foarte sofisticat. Adică punem repede un desen, acum să fim siguri ce punem acolo pe desen, dar facem desenul acesta și atunci din acest desen reiese foarte clar ceva. Ce reiese? Ce ziceți-mi voi? Că f de x egal cu 0 are două soluții. Daria, te rog să repeți că n-a ajuns chiar tot sunetul până. Că ecuația f de x egal cu 0 are două soluții. Are exact două soluții reale, n-are mai multe, așa-i? Care sunt ele? Nu știu. Știu că x1 este în intervalul deschis și x2 este în intervalul 0,1, dar nu știu exact care sunt și, de fapt, bine, acum, calculând unghiurile, pot să găsesc respective. Dar nu mă interesează, nu ăsta este scopul, da? Scopul este să știu numărul exact al soluțiilor, nu valoarea punctelor acestea în care se ating soluțiile, da? Și atunci nu pierdeți timpul dacă nu vi se cere exact să le determinați, să încercați să rezolvați o astfel de ecuație, când vă puteți ajunge cu mult mai ușor la concluzie. Și atunci, B-ul meu spunea că F are o infinitate de soluții. Eu câte am? Două. Păi înseamnă că nici varianta B nu este bună. Și trecem mai departe la varianta C. La varianta C ne spune că Y este o asimptotă orizontală. Pentru că căutăm o asimptotă orizontală la graficul funcției, acum trebuia să vă zic către plus sau minus infinit, dar n-am ajuns până acolo. Hai să luăm Y egal cu 1, asimptotă orizontală. Pentru asimptote orizontale, începem frumos și calculăm. Limită când x tinde către minus infinit din f de x, care va fi o limită când x tinde către minus infinit din care dintre cele două expresii? Din? Plus x. Cosinus de x plus x. E foarte bine că că vă deranjează cosinusul acela. Dar, chiar în momentul, chiar pentru cazul acesta particular, n-ar trebui să ne deranjeze prea mult. Aveți vreo idee ce se întâmplă cu limita asta? Păi e ceva... decât x minus, x plus 1, care tinde la minus infinit. Corect. Răzvan, tu ce vrei să spui? La același lucru, cosinusul e mărginit și ceva tinde la minus infinit nu influențează. Corect. Deci cosinus de x tot timpul este între minus 1 și 1. Și să știți că în foarte, foarte multe exerciții în care intervin funcțiile acestea trigonometrice, mai ales în probleme de analiză, nu neapărat în probleme de geometrie, exploatăm foarte mult această mărginire a cosinusului. Da? Și acum pe noi ce ne interesează? Faptul că x tinde către minus infinit. Dacă x tinde către minus infinit, înseamnă că noi trebuie să facem această valoare, cosinus de x plus x, mai mică decât ceva care tinde către infinit. Și ea va fi mai mică către minus infinit, mai mică decât x plus 1. Și deoarece limită când x tinde către minus infinit din x plus 1 este egală cu minus infinit, va rezulta că și limita inițială este tot minus infinit. Da?
Bun, înseamnă că trebuie să mergem mai departe, adică nu ne oprim cu algoritmul și el ne spune că avem de calculat limită. Bine, așa ne-ar spune un algoritm care calculează asimptotele orizontale și oblice. C-ul meu îmi spune că Y egal cu 1 este asimptotă orizontală. E bine? Sau nu e bine? Nu e bine. Înseamnă că și C-ul este fals, nu? Totuși, eu zic să continuăm aici cu algoritmul, pentru că în celelalte două variante de răspuns, vedeți că aveam aici asimptotele oblice și cu ele trebuie să operăm. Așa că să vedem dacă găsim sau nu asimptote oblice. Calculăm limită când x tinde către minus infinit din f de x supra x, care va fi o limită când x tinde către infinit, către minus infinit din cosinus de x plus x supra x, care este un 1 plus o limită când x tinde către minus infinit din cosinus de x pe x. Și cât este această limită? 1 plus 0. 1 plus 0, da? Haideți să, dacă nu toți sunteți foarte familiarizați, să știți că astea sunt exemple foarte bune ale unor comportamente pentru limite tipice de funcții cu bounded, vreau să zic, mărginite, înmulțite cu funcții care continuă către 0. Deci, avem așa, cosinus de x supra x. Și țineți minte că, așa cum spuneam mai devreme, cosinus de x este între minus 1, între 1 și minus 1, nu? Și acum noi trebuie să îl înmulțim cu x, corect? Da, x-ul nostru cu 1 pe x. X-ul nostru tinde către minus infinit, nu? Ce va face înmulțirea asta cu fracția noastră? Schimbă semnele. Schimbă semnele. Adică minus 1 pe x va fi mai mare sau egal decât cosinus de x pe x, mai mare sau egal decât 1 pe x. Vi s-ar putea părea ciudat, nu? Că voi sunteți obișnuiți ca 1 pe x să fie pozitiv, dar uitați-vă, pentru că x tinde către minus infinit, automat x-ul este foarte, foarte negativ, da? Deci nu e nicio problemă să scriem că acestea două tind către 0 și atunci din criteriul creșterii și limită când x tinde către minus infinit din cosinus de x supra x este egală cu 0. Da? Și atunci limita aceasta este 1 plus 0. Păi perfect! L-am pe 1, înseamnă că m-ul nostru, constanta, este egală cu 1. Și algoritmul îmi zice să mă duc și mai departe, nu? Următorul pas ar fi o limită când x tinde către minus infinit din f de x minus m ori x. Cât este această limită? O limită când x tinde către minus infinit din cosinus de x minus, adică plus x și minus x. E o limită când x tinde către minus infinit din cosinus de x. Nedeterminată, aș zice. Așa. Ai dreptate. Dar de ce așa? Pentru că în minus infinit el poate lua cam toate valorile din Corect. codul meu. Deci, limită când x tinde către minus infinit din cosinus de x nu există, nu? Vă gândiți la graficul acela care șerpuiește, șerpuiește și nu se hotărăște unde vrea să meargă, nu? Deci tot schimbă deciziile. Efectiv, teoretic, știi să demonstrați chestia asta? Luăm două șiruri care merg la minus infinit cu limite diferite. Exact. Cu teorema lui Heine, nu? Care ne spune faptul că limită când x tinde către a
din f de x este un L mic, dacă și numai dacă, oricare ar fi an un șir în domeniul minus punctul despre care vorbim cu limită când întinde către infinit din an egală cu a, avem faptul că limită când n tinde către infinit din f de a n este egală cu n. Da? Asta e teorema care ne spune că există limită și atunci pentru a demonstra că nu există limită când x tinde către a din f de x, evidențiem două șiruri a n inclus în A, în D și BN inclus în D, astfel încât limită din AN să fie egală cu limită din BN, dar limită din F de AN să fie diferită de limită din F de BN. Da? Bun. Și acum, în cazul nostru, nouă ne trebuie două șiruri AN și BN de numere reale, nu? Că nu aveam probleme cu definiția, cu domeniul de definiție, care să tindă către minus infinit. Ce fel de șiruri putem alege? Sau care minus. Sunt clase? Așa, zi, spune Ariana. Minus 2NP și minus 2NP plus pi pe 3. Bun. Și de unde pornim conceptual când ne formulăm? 2NP perioadă. Pornim de la cosinus, care are perioada 2π, și pornim de la șirul clasic, care merge către infinit, minus n, nu? Minus n merge către minus infinit, dar problema e cu minus n, este că dacă aplicăm cosinusului minus n, e la fel de aiurea ca și când l-am aplicat pe cosinusului x, deci nu obținem nimic nou, și atunci trebuie efectiv să exploatăm funcția cu care lucrăm, adică pentru cos și sinus merge perioada asta 2π, pentru celelalte trebuie să luptăm cu altceva. Și atunci AN-ul nostru este cea clasică minus 2NP, care tinde către minus infinit, caz în care F de AN va fi cosinus de minus 2NP. Și cât e cosinus de minus 2NP tot timpul? 1. Și acum ne mai trebuie încă un șir care tinde către minus infinit și f de bn-ul ăsta să fie un cosinus de ceva, dar rezultatul să nu fie 1, nu? Și atunci pornim de la același 2np și adăugăm cât? Ce ziceți voi? Ceva astfel încât cosinusul să nu fie 1. Poate să fie pi pe 2, ăsta e clasic. Da, puteți spune pi pe 3, pi pe 4, orice în afară de 2pi. Minus 2np plus pi pe 2. Și în cazul acesta cosinusul este 0. Cele două valori fiind diferite, rezultă că, într-adevăr, nu există limita aceea când x tinde către a din cosinus de x supra x. Da? Și atunci, neexistând limita, înseamnă că, cum stăm noi cu asimptotele oblice? Ce ziceți voi? Păi nu vom avea. Nu există asimptote oblice. Deși către minus infinit și analog, discuția are loc și către plus infinit. Știți că doar se diferă un 1 acolo, plus sau minus 1, dar la limită se estompează. Adică limita asta rămâne tot minus infinit. Bun, și atunci care dintre variantele de răspuns ar trebui să pice sau să nu pice? C-ul picase de mult, dar eu am zis că continuăm pentru că una dintre afirmații era că dreapta y egal cu x plus 1 este o asimptotă oblică la grafic. Și dreapta și această afirmație pică, nu?
Și dacă mă mai uit, cam atât am rezolvat până în momentul de față din ce aveam acolo. Deci de aici au picat A, B, C și de la 2 a picat C-ul. Și atunci, mai departe, mă întreabă problema întâi despre punctele de inflexiune. Cum ajung la punctele de inflexiune? Cu derivata a doua? Cu derivata a doua, trecând prin derivata întâi, da. Atunci, haideți să o luăm pas cu pas și să vedem ce putem elimina simultan, da? Deci, mă întreabă la 2 și la 3 despre simetria față de axa OY, nu? Asta, ce înseamnă simetria față de axa OY? Studiul parității, nu? Și studiul parității pentru dreapta noastră se face foarte ușor. Cât este f de x? Era cosinus de x minus modulul lui x. F de minus x cât va fi? Păi cosinus de minus x, corect, minus modul de minus x. Și acest minus modul de minus x este cât? Modul de x. Așa, și cosinus de minus x rămâne tot x, așa-i? Da, da. Păi, înseamnă că n-am modificat nimic. Funcția noastră este pară. Și fiind pară, cum este? Simetrică față de cine? De o Y. Față de axa OY. Bun. Și atunci, dacă este simetrică față de axa OY, măcar am găsit ceva despre ea, să vedem dacă asta mi se cere pe la cerințe. Da, într-adevăr, punctul acesta A de la 2 este corect. Deci este o simetrie față de axa OY. La punctul 3, vedeți că nu mi se zice de simetria de față de axa Y la C, dar mi se zice că F este pară și ăsta e corect, așa-i? Bun. Și atunci, ca să ajungem la punctele alea de inflexiune, după cum vă spuneam, trebuie să trecem prin derivata de ordinul 1. Bine, aici am mai avea și punctul D de la 2, dar ăsta o să-l facem chiar la sfârșit. Hai să luăm derivata de ordinul 1, nu? Încă o dată vă scriu, ba nu, funcția e aici, domeniul de derivabilitate, am spus că este R stelat, nu? L-am calculat de la început, este R minus 0 și derivata de ordinul 1 era minus sinus de x minus 1 minus sinus de x plus 1, când x este mai mic decât 0 și x este mai mare decât 0. Sub punctul, deci problema 2, B, mă întreabă despre punctele unghiulare. Unde caut eu puncte unghiulare? În 0. Am povestit. În 0, da? Deci sunt în D' minus C intersectat cu R. D' era R barat, mulțimea punctelor de acumulare, nu? Că având domeniul R, aveam și plus și minus infinit acolo. C-ul era R. Și înseamnă că aici ceva nu funcționează, nu? Că dacă scot punctele de continuitate, nu găsesc nimic în mulțimea asta. Deci acolo trebuie să fim un pic mai atenți, că ne trebuie altceva, nu ne trebuie ce. Ne trebuie punctele în care
funcția derivată de ordinul întâi, f' nu e continuu. Și intersectată cu R. Bun. Și acest punct este x egal cu 0, cum ați zis voi. Pentru el, ce trebuie să calculăm? O limită când x tinde către 0, din cine? F prim de x. Din f prim de x, în stânga și în dreapta, nu? Și în stânga cât obținem? Ce ziceți voi? Minus 1. Minus 1. Pentru că e un sin de x, minus sin de x minus 1, care e minus 1. Și în dreapta, cât avem? 1. Așa, minus sinus de x plus 1, care este egal cu 1. Bun. Și atunci, avem sau nu avem puncte unghiulare? Da. Avem, da? Există limitele laterale, ele sunt diferite și cel puțin una e finită, da? Asta înseamnă că punctul acesta 0, da, este un punct unghiular. De fapt, e coordonata pentru un punct unghiular al graficului, în care noi le avem pe 0 și f de 0, nu? Care este, de fapt, punctul de coordonate 0 și. Ok. 2C-ul înseamnă că este adevărat sau fals? 2B-ul. E fals, nu? E fals că noi avem doar un singur punct unghiular, există, dar nu e o infinitate. Și atunci ne-ar mai rămâne doar D-ul, care ne zice că f de x egal cu minus 4 are o infinitate de soluții. De acum să rezolvăm cosinus de x egal cu modul de x plus minus 4, e mai nasol decât să-l rezolvăm pe cosinus de x egal cu modul de x. Și ar fi ideal să știm cum arată graficul lui f. Așa că, după cum vă spuneam, lăsăm la final această chestiune și ne concentrăm asupra lui 3, unde suntem întrebați despre tangentele la graficul funcției noastre, nu? Și tangentele sunt date de soluțiile ecuației derivate egal cu 0. Am arătat deja că f nu este derivabilă în 0, deci asta este adevărată. Și înseamnă că la punctul 3, de fapt, ne concentrăm doar pe derivata de ordinul 1 și derivata de ordinul 2 pentru a și de, deoarece găsim tangentele cu f derivat egal cu 0 și punctele de ordinul vom studia cu ajutorul derivatei de ordinul 2. Deci doar derivata de ordinul 1 și 2 ne rămân acolo. Și atunci, pe rând, nu? Când este f derivat egală cu 0. Ce ziceți voi? Păi, când minus sinus de x minus 1 este egal cu 0, dar x-ul cum trebuia să fie pe prima ramură? Mai mic decât 0, mai mare decât 0, să nu fi încurcat ramurile pe acolo. X mai mare strict decât 0. Și minus sinus de x plus 1 să fie egal cu 0 în momentul în care x-ul este strict mai mic decât 0. Adică sinus de x să fie egal cu minus 1 și x-ul să fie pozitiv, sau sinus de x să fie egal cu 1 și x-ul să fie negativ. Obținem soluții pentru astfel de ecuații. Când este sin de x egal cu minus 1 și x negativ? Ce formă trebuie să aibă x? Păi, în primul rând, trebuie să ne gândim când este sinusul minus 1. În 3 pi pe 2. În 3 pi pe 2, da?
Și acum pe 3 și pe 2 trebuie să-l ducem în stânga, nu? Să-l facem negativ. Cu cine? Cu perioada sinusului, adică cu 2 kappa pi. Corect? Pentru kappa mai mare sau egal decât 1. Și când este sinusul 1? În pi pe 2, nu? Și adăugăm perioada pozitivă. La fel cu kappa mai mare sau egal decât 1. Și atunci înseamnă că f derivat în x este egal cu 0 dacă și numai dacă x aparține mulțimii m, care este formată fie din puncte de forma 3pi pe 2 minus 2 kappa pi, sau pi pe 2 plus 2 kappa pi, când kappa este un număr mai mare, natural mai mare sau egal decât 1. Deci, derivata noastră de ordinul 1 are o infinitate de puncte critice, nu? Ok, asta ne trebuia prin problemă. Păi nu că ei ne întrebau, asta ne trebuia la A, da? Deci dacă există o infinitate de puncte în care tangenta devine 0, adică panta tangentei este 0, înseamnă că graficul are o infinitate de tangente paralele cu axa cu axa OX sau cu axa OY? Fie punctul A și F de A aparținând graficului funcției F. Tangenta la graficul funcției F în acest punct are ecuația care? Ia ziceți-mi voi. Care este tangenta ecuației la graficul unui punct, când cunoaștem punctul și derivata? N-ați făcut oare ecuația respectivă? Y minus A, F prim de A, X minus A. Așa. Y minus F de A este F prim în A minus minus cine? F prim pe lângă X minus A, da? Și atunci, în momentul în care F prim în A este egal cu 0, rezultă că Y egal cu F de A este ecuația tangentei la graficul funcției F, nu? Și dacă Y este egal cu F de A, gândiți-vă că aceasta este o dreaptă paralelă, nu? Cu axa OX. Și atunci, pentru că f derivat în x egal cu 0 are o infinitate de soluții, rezultă că există o infinitate de tangente la graficul funcției paralele cu axa OX. Da? Bun. De aici ne-am validat aur. Dacă F are o infinitate de puncte de optim local, problema nu e bine formulată, pentru că v-am spus condițiile inițiale de la examen, care ne spun că noi putem avea
doar 3 răspunsuri pozitive pe o problemă. Și atunci, dacă voi sunteți foarte, foarte siguri că ați făcut bine 3 variante și toate 3 sunt corecte, automat puteți merge și fixați D-ul acesta și nu mai verificați condițiile acelea de optim. Dar nouă ne mai trebuie punctele de inflexiune de la 1 și acolo nu avem decât să calculăm derivate de ordinul 2. Altceva nu putem face. Și aici erau inversate valorile. Da? Care este domeniul pe care putem determina derivata de ordinul 2? Se modifică? Așa, nu se modifică nimic, nu? Și derivata de ordinul 2, cât va fi? Minus cosinus de x, când x-ul este mai mare decât 0, și minus cosinus de x, când x-ul este mai mic decât 0, corect? Adică minus cosinus de x. Până la urmă, o derivată destul de simpatică. Pe noi ce ne interesează? Punctele de inflexiune. Ce erau punctele de inflexiune? Soluții ale ecuației f derivat de x egal cu 0 plus schimbare de monotonie. Și atunci ne gândim, când este f de 2 ori derivat în x 0? Dacă și numai dacă, ce se întâmplă? Minus cosinus de x este egal cu 0, care ne-ar conduce la concluzia că cosinus de x este egal cu 0. Și când e cosinus de x egal cu 0? Hm? 2 capi. Nu! Alea, sinusul e în 2 capi și mai e și în capa pi, dar cosinusul este 0 în capa pi plus pi pe 2. Da? Adică și în pi pe 2 și în 3 pi pe 2 și așa mai departe, da? Înseamnă că avem într-adevăr o mulțime de candidați pentru punctele astea de inflexiune, dar nu știm sigur dacă are loc schimbare de monotonie. Și atunci nu avem ce face decât să trasăm acest tabel pentru studiul monotoniei funcției. Pe el se trec punctele importante. Acum noi o să începem cu 0. 0 în care cele două derivate nu sunt definite, dar funcția noastră este definită, nu? Acum, dacă vă uitați, ce ar trebui să trecem? Păi, punctele astea, clar, k pi plus pi pe 2, soluțiile ecuației, primei ecuații, și atunci ele sunt fie acel minus 3 pi pe 2, fie pi pe 2 plus 2 k pi. Deci începem așa, pi pe 2 minus pi pe 2. Mergem mai departe. În pi ajungem vreodată? Nu, nu ne interesează. Următorul care reprezintă interes este 3 pi pe 2 minus 3 pi pe 2, 5 pi pe 2 minus 5 pi pe 2, 7 pi pe 2 minus 7 pi pe 2 și analiza poate continua. Bun. Și acum, în momentul în care cel mai ușor pentru noi este, de fapt, să-l facem pe f de 2 ori derivat, pentru că f de 2 ori derivat este funcția minus cosinus. Și atunci, minus cosinusul se anulează în punctele astea, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. De la 0 la pi pe 2, cosinusul este pozitiv minus cos negativ. De la pi pe 2 la 3 pi pe 2, cosinusul este pozitiv, da? Dar cu, bine, am zis cosinusul pozitiv, minus cosinusul este negativ. De la 3 pi pe 2,
Până la pi, de fapt, așa-i? Ar trebui să ne-l trecem și pe pi acolo. Cosinus de pi este minus 1. Deci de la pi pe 2 la pi avem dublu minus care este cu plus și de la, ba nu, asta nu ne trebuia pi, o că rămâne peste tot pozitiv. Da? Și după aia iarăși negativ, pozitiv. Între minus pi pe 2 și pi pe 2 negativ, pozitiv, negativ, pozitiv. Și atunci observăm că avem o schimbare de semn aici, așa-i? Adică ele sunt 0 și pe aici avem concavitate, convexitate, concavitate, convexitate, concavitate. Înseamnă că, de fapt, punctele noastre despre care am vorbit, punctele de forma x plus k ori pi pe 2, sunt toate puncte de inflexiune. Da? Deci există o infinitate de puncte de inflexiune ale problemei noastre. Da? Acestea fiind spuse, am terminat și cu și cu 1. Acum, din nou, l-am fi putut lua prin eliminare și dacă l-am fi putut lua prin eliminare, atunci D-ul acesta era corect, automat, dacă aveam certitudinea că ABC-ul era rezolvat cum trebuie și știam că avem un răspuns corect. Iar pentru chiar ultimul subpunct de la 2, teoretic, dacă trasăm graficul funcției, de acum nu avem timp să-l facem sistematic, el va arăta ceva de genul așa, după care, nu știu, așa coboară ca și cum am coborât în te arată. Și în momentul în care pe el îl intersectăm cu dreapta x egal cu minus 4, vom obține tot două soluții reale. Dacă f de x egal cu minus 4. Dar fiți atenți, dacă l-am fi intersectat cu f de x egal cu 4, nu ar fi existat deloc soluții reale. Bun. Din câte observ, timpul nostru pentru astăzi s-a terminat, dar sper că experiența pe care am avut-o să vă ajute să înțelegeți modul în care noi formulăm problemele ca voi să le puteți rezolva mai ușor. Dacă aveți întrebări, cu drag vă răspund relativ la materie pe care am discutat-o astăzi. Dacă nu aveți întrebări, atunci vă doresc o zi frumoasă și multă baftă la toate examenele pe care le veți avea în continuare.